de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește mor. Bună dimineața! Bună! Bine v-am găsit la cafea, oameni buni! Ca și vineri, vom bea o cafea împreună și vă invit să rămâneți pentru că avem iarăși câteva mici surprize pentru domniile voastre, cu ajutorul lui Bogdan și a prietenilor care ne alimentează cu filmulețe și idei, vom încerca să fim, să spun, cât mai expliciți și să nu vorbim foarte mult. Vă mai aduceți aminte vineri în centru orașului, când niște băieți buni, un pic, o secundă, că ajungem acolo, nu ne grăbim, tăiem sunetul. Niște băieți buni dădeau cu o substanță în centru orașului, în parc, înainte de ora 8. Ia uitați, cam așa arăta zona. Se făcea, din câte am înțeles, dezinsecție. Ați văzut, la un moment dat apare și un tânăr care merge spre școală sau unde merge, da, îl vedeți? Și zona era așa. Am încercat să luăm legătura cu directorul de la Salubritas să ne explice despre ce e vorba. Cu un ton destul de arogant, nu contează, e formația, tonul, de fapt. Tonul face muzica. Domnia sa ne-a spus că angajatul își făcea datoria. S-a încheiat? Nu știu cum de s-a încheiat așa de repede. Îmi cer scuze. Probabil că am greșit eu. O secundă. Să vedem dacă reușesc din nou să pun. Ăsta este celălalt videoclip. Da? Deci, cu o atitudine destul de așa, ne-a spus că angajatul își făcea doar datoria și că, în definitiv, ei au anunțat lucrul ăsta și populația, dacă vrea, n-are decât să treacă pe acolo. Ne-a explicat și de ce nu se poate da mai de dimineață, pentru că e ceva cu substanța asta care e udă și pe ud nu merge ud, adică o chestie de genul ăsta. În rest, e mai greu de înțeles de ce au dat când se duceau copiii la școală și nu când trecea ora 8. Dar mă rog, probabil că atunci mergeau funcționarii la serviciu și ei chiar trebuie protejați până la urmă. Nu lăsați așa să fie loviți de asemenea valuri. Am rugat primăria de vineri să ne dea un punct de vedere oficial cu privire la această activitate. Ni s-a spus că astăzi va avea loc o ședință în care să analizeze. Deci astăzi va avea loc o ședință și n-am primit niciun răspuns, pentru că aceasta este modalitatea de lucru al acestei instituții. Lăsați să treacă lucrurile, că după aceea lumea uită. E, se pare că lumea nu mai uită și nu mai vrea să uite. Asta e. Acum, vă invit să ne aducem aminte de niște lucruri. În campania electorală, majoritatea cetățenilor din Piatra Neamț, sau nu, nu-i corect majoritatea, Andrei Carabela a primit cele mai multe voturi, adică vreo 7.000, de la cetățenii din Piatra Neamț. În urma unei campanii electorale, făcute în așa fel încât să devină extrem de credibil. Și acum o să încerc, dacă cu ajutorul lui Bogdan, dar când Bogdan o să-mi dea voie. Sunt Andrei Carabela. Numai o secundă. Deci, acest videoclip este din campania electorală a domnului Carabela, în momentul în care făcea filmări undeva prin cartierul Speranța. Domnia sa de aici a rămas cu niște amintiri neplăcute, pentru că și-a dat seama cam cum poate fi privit de către electorat. O să dau drumul acum, Bogdan. Care dintre cartiere nu am fost visat? Am venit aici și am vorbit cu oamenii. Și oamenii nu au așteptări absurde.
curățenie, vor siguranță pentru copiii lor. Și am văzut în cartierul Speranța cum nimic din toate acestea nu le este respectat. La fel cum am văzut în mai toate cartierele puncte slabe. Vreau să vă spun un lucru. Pentru mine, siguranța copiilor și un loc în care oamenii să fie respectați, cu curățenie, cu spații verzi, cu spații publice îngrijite, cu locuri de joacă pentru copii. Acesta este orașul pe care îl doresc. Și vă mai spun un lucru. Cu mine, la primărie, orașul Piatra Neamț nu va arăta așa. Deci... Sunt Andrei Carabela. Mă rog, nu mai lăsăm fundalul sonor, că deja știm. Ați observat cât de greu este să faci campanie electorală într-un oraș. Problema e că imaginea aceea, copilul care se scălâmbăia lângă Andrei Carabelea și echipa lui de filmare, iar acesta mergea înainte, ba chiar mai mult decât atât, videoclipul este... Și acum arată perfect ce se întâmplă în orașul nostru. Și pentru că toți suntem la amintiri, haideți să vă mai arăt un clip din campania electorală a domnului Carabelea. Închideți ochii, ascultați-l și după care o să încercăm să îl discutăm un pic. Numai un pic să-l pregătesc. Pentru că e destul de complicat să le pregătești, să le și dai drumul odată, dar o să încercăm acum să dăm și sunet. Neam din partea PNL și sunt revoltat că așa arată o piață agroalimentară într-un oraș municipiu reședință de județ în anul 2020, un oraș european. Așa ne respectăm producătorii agricoli din zonă și nu așa atragem locuitori care vor să cumpere produse sănătoase. Vino alături de mine și schimbăm împreună fața orașului. Deci, așa vorbea, așa grăita Carabelea în campania electorală. Zarathustra era mic copil. Deci, așa grăita Carabelea. De atunci a trecut un an. După cum puteți vedea, când a filmat, domnul primar a putut să-și cumpere niște mere, mai erau niște oameni pe acolo care vindeau oarește borșuri, zarzavaturi și plante medicinale. Ei bine, în momentul acesta, după un an de zile, piața agroalimentară din cartierul Mărăței este închisă. Nu mai găsești nimic și nimeni nu ne spune nimic despre ea. Lumea a venit alături de domnul Carabelea. Și, cum zice neamțul, într-o expresie uzitată în zona aia, dest nest, adică asta e nimic. Deci, cam așa stau lucrurile cu primarul nostru și de acum o să încercăm, măcar la două zile, să mai dăm câte un clip din campania electorală în care să arătăm realizările acestui mandat la un an de zile după ce el a început să fie implementat sustenabil. Da, domnul Andrei Carabelea, primarul municipiului Piatra Neamț, care este un ecologist convins, plânge sufletul în el pentru fiecare din cei 110 castani tăiați, dar nu se poate altfel, chiar și cu cei sănătoși. Dacă trebuie tăiați, trebuie tăiați. Nu cumva un funcționar de la o societate a primit ordinul să taie castanii și s-au trezit băieții ăștia cu ei tăiați și după aceea au încercat să dreagă busuiocul? Probabil că da. După cum este inadmisibil ca un primar să lase un loc la mâna unor tipi care vând mașini fără să încaseze un bănuț de acolo. De ce? Pentru că s-a ambiționat mușchii lui,
și al celor din jurul lui, să ia spațiul respectiv care era într-un contract, bine, expira, și să nu pună nimic în loc, să nu fie capabil nici măcar să preia terenul de acolo, dar rămite să mai facă ceva cu el. Din luna lui mai, când a dat domnul primar deadline ca să se rezolve problema, nu s-a mai întâmplat nimic. Ne aflăm în prea frumoasa lună septembrie și lucrurile merg înainte fără ca primăria să aibă un beneficiu. Dar, vorba domnului primar, să mergem alături de el. Putem toți să mergem alături de el sau doar consilierii personali, directorii de societăți și cei care vând mașini într-un spațiu neimpozitat? Probabil că invitația se referă nu la votanți, ci la beneficiarii votului. Asta este situația. Ne vom mai întâlni cu aceste lucruri în perioada următoare. Suntem siguri că lucrurile vor intra în mult dorita normalitate și încet, încet nimeni nu va mai scoate vreun cuvânt care să deranjeze la primărie. Iar cine scoate... Așa... Da, nu putem să-l lăsăm singur pe domnul Carabelea astăzi. Să nu uităm că avem și luna octombrie. Mulțumesc frumos, domnul. Cineva mă completează, luna octombrie. Așa este, luna octombrie. Mai contează o lună la primărie? Mai contează, decât când se apropie alegerile contează. Da, mai greșim și noi. Dar știți, noi nu greșim cu 8 luni când e vorba de făcut un lucru pentru oraș. Asta e. Bun. La sfârșit de săptămână am avut târgul Produs în Neamț. Produs în Neamț, în care, dacă vă mai aduceți bine aminte, am avut la un moment dat și plăcerea și bucuria de a vedea care este cel mai bun produs din județul Neamț, așa cum îl vede șefa de la PSD-ul local. Așteptăm să ni se... Vorbim de doamna Florentina Moise. Deci, dacă reușim să mărim... Da, uite că avem aici. Te rog frumos, dacă poți. Poți să dai pe tot ecranul. Doamna Florentina Moise a promovat Produs în Neamț. Primul produs de Neamț este președintele Ionel Arsene, după care sunt două, trei tăvi cu platouri, cu mâncare și, bineînțeles, invitația de a veni la Produs în Neamț. Este evenimentul, spune doamna, prin care sărbătorim roadele toamnei și munca nemțenilor. Acesta este un nou proiect al Consiliului Județean, prin care îmi doresc să aducem la oaltă toți gospodarii din județ. Deci toți gospodarii din județ. Bine, a fost și Carmen Seculare acolo, s-a cântat toată ziua, s-a mai și dansat, s-au legat prietenii între doamna Florentina Moise și câțiva oameni din presă, s-au mai legat prietenii între doamna Florentina Moise și producători, între domnul Arsene și producători. Să remarcăm că la început, aici nu am eu fotografia pregătită, s-au ținut și discursuri. Lumea a venit, au ținut discursuri, a venit chiar și președintele Consiliului Județean Neamț. A lipsit domnul Cuc. Domnul Cuc, care probabil nu suportă aglomerațiile când nu este în prim plan. Oricum, el rămâne ministru Cuc al lui Arsene, pentru că dacă nu era Arsene, domnul Cuc rămânea singur în cuibul său de la București sau de la Giurgiu sau de unde era. S-au ținut discursul. Să remarcăm că președintele Consiliului Județean, în subordinea căruia se află Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, a menționat, înainte de a da startul bucuriei autumnale,
că trebuie ținut un moment de reculegere pentru morții de la Constanța. Dacă ar fi adăugat că ar fi bine să ținem un moment de reculegere și pentru morții de la Piatra Neamț, probabil că ar fi fost mai ok și coatele pe care și le dădeau cei din public ar fi fost mai puține. Bac vreo câțiva erau să-și accidenteze pe vecini, dând atâtea coate și unii chiar aducându-și aminte de cum a reacționat autoritatea județeană în momentul incendiului de la Piatra Neamț, unde, vă-i țineți minte, director era pus, cum ați uitat, domnul Lucian Micu, marele specialist în management sanitar, adus de la primăria Roman, după ce n-a mai putut candida pe motive de probleme la dosar. Omul pe care l-a folosit Ionel Arsene ca să dea o lovitură PNL-ului în alegeri. Domnul Micu, la vremea aceea, a fost surprins și el de incendiu, nu era prin zonă, dar nu contează asta, contează că e bine că s-a ținut un moment de reculegere pentru cei de la Constanța. Noi la Piatra Neamț încă nu știm dacă a existat în afară de o prezumtivă lumânare cineva vinovat. Nu neapărat pentru incendiu, ci pentru crearea condițiilor ca incendiu să izbucnească și să se propage. Că așa e simplu. Dom'le, a fost o lumânare, asta e cauza. Dar cauza profundă, care sunt cauzele profunde pentru care la Piatra Neamț a fost posibilă această dramă pentru care nu a răspuns încă nimeni. Bun, deci am avut târg, a fost frumos, a fost, cum spuneam, cu bucate, cu băutură, cu dans, cu muzică, pe banii Consiliului Județean, adică teoretic, pe banii noștri, dar de mult banii Consiliului Județean nu mai sunt ai noștri pe anumite domenii, pentru că pe altele chiar s-a făcut treabă. De exemplu, priviți această fotografie care este senzațională. Ea poate să ne permită și un scurt comentariu. După cum vedeți, îl avem pe domnul președinte care se uită la un producător local care înainte de târg spunea: stați un pic, mă pregătesc, aici trebuie să vină să servească domnul președinte. Deci lucrurile au fost toate spontanee, dar după un scenariu bine stabilit. Și încercați să vă închipuiți că acolo unde se văd oalele acelea este județul Neamț. Și după aceea puteți vedea bunăstarea județului în toată plenitudinea sa. Avem de toate aici. Avem un producător cu cocardă, da? Îl vedeți? Îl avem pe domnul președinte îmbrăcat în alb, roșu, este puțin demodat în această perioadă. Are și domnia sa o chestie pe haină. O avem pe doamna secretar general al județului, care este înconjurată de simbolurile județului, adică o pereche de coarne și un cerb, un băiat cu ochelari și cu acel semn care arată rocherismul în care trăim noi în această perioadă în județ. Mai avem un domn, cred că este domnul Brașoveanu de la Bacău, cel care este city manager, domnia sa obligatoriu are ochelari, pentru că ochelarii în Neamț sunt în mod special pentru cei care au funcții de răspundere în Consiliul Județean. Ei te obligă să nu vezi decât ce spune șeful. Și e normal până la urma urmei. În spatele domnului Arsene, întotdeauna a fost în spatele domnului Arsene, este domnul, dacă îl vedeți acolo în profil, Ioan Asaftei, care se uită în acest moment spre niște produse. Domnia sa nu mai are ochelarii pe ochi, îi are ridicați deasupra ochilor, semn că încearcă să vadă și altfel de când nu mai este vicepreședinte al
Consiliului Județean și i-a eșuat și tentativa de a o demisiona pe doamna Ciubotaru, Mădălina. Da, îmi scapă numele pentru că e atât de plin de doamne în jurul domnului Arsene, încât câteodată ajungi să le confunzi, chiar dacă fizic este practic imposibil. Aceasta este fotografia, undeva ați văzut și un dovleac. Un dovleac, scoate-mă pe mine de acolo să vadă dovleacul, așa, un dovleac și o cocardă tricoloră, semn că avem tot ce ne trebuie. Și un clopot. Clopotul nu știm ce reprezintă, dacă nu o fi cumva pus de vreo lojă masonică cu semnificație pentru cei care cunosc. Bun, ce mai avem noi la acest consiliu? O să facem un fotoreportaj frumos, dar până atunci să vă arătăm pe doamna Mădălina Ciubotaru, poza întreagă, te rog, într-o discuție cu doamna Daniela Soroceanu. Doamna Ciubotaru probabil că îl caută cu privirea pe domnul Saftei, având ciocolata, mă rog, înghețata în mână, pe băț, normal. Oricine se respectă mănâncă o înghețată pe băț cu eleganță la târg, ca să-i arate domnului Asaftei cine a rămas cu mâna pe înghețata județului. Undeva nu trece așa de rău, repede. Observați și belșugul din zonă, niște lăzi goale, o reclamă apropo de cafea cu ciocolată și un reprezentant al clusterului produs în Neamț. Nu știm dacă acest cluster se referă doar la alimente și produse meșteșugărești sau se pot înscrie și organe de presă, ca să spun așa. Am primit sugestia să ne înscriem în acest cluster și noi. Bun, acum ca să încheiem cu o poză apoteotică, mai avem câteva minute, dar cred că dă-o întreagă să vadă bine. Deci, după cum vedeți, e o poză care e puțin după aceea cu oalele și cazanele. Deja se observă pe fața protagoniștilor multă satisfacție și mulțumire de sine pentru un lucru bine făcut. Vorbim aici despre manifestare. Domnul Ionel Arsene probabil cumpără ceva, fiind mulțumit de ceea ce a realizat. Doamna Soroceanu își exprimă satisfacția printr-o privire foarte caldă și foarte ok, arătând și domnia sa că și-a dat girul de legalitate pentru asemenea manifestare. Iar cel mai frumos, produs în Neamț, după cum vedeți, o să încerc să mă risc un pic, Bogdan, deci, uitați, produs în Neamț, acele chestii albe sunt cu produs în Neamț, probabil și gecile sunt produse tot în Neamț, adică probabil au fost luate pe această manifestare, nu știm, nu vrem să greșim. Dar priviți, vă rugăm, satisfacția domnului Ion Saftei, care îl privește de la spate pe domnul Arsene, chiar și un pic de mirare în fața gecii pe care acesta o poartă, dar se uită cu bucurie și zice, așa, da, produs în Neamț. Domnia sa însă nu este aliniat perfect la regulile din Consiliul Județean, poartă ochelarii tot peste ochi, pe frunte, ceea ce s-ar putea să-i distorsioneze puțin realitatea. Oameni buni, cam acestea au fost zicerile de astăzi, dar nu vreau să ne despărțim până când nu reușesc să vă mai pun o dată pe final aceste imagini foarte drăguțe. Să dăm drumul și la sunet, pentru că fără sunet nimica nu este așa cum ar trebui să fie. Nimic din partea acestea nu este respectat. La fel,
cum am văzut în mai toate cartierele, puncte slabe. Vreau să vă spun un lucru. Pentru mine, siguranța copiilor și un loc în care oamenii să fie respectați, cu curățenie, cu spații verzi, cu spații publice îngrijite, cu locuri de joacă pentru copii. Acesta este un orașul pe care îl doresc. Și vă mai spun un lucru. Cu mine, la primărie, orașul Piatra Neamț nu va arăta așa. La revedere!